Apostolul Pavel spunea în Roman, capitolul 1, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Pentru că în această Evanghelie este descoperită o neprihănire care se capătă prin credință și care duce la credință. După cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Să ascultăm mărturia Ancăi mai departe. Pacea Domnului Iisus. Numele meu este Cucu Mirela Georgiana. Am 19 ani. Vin dintr-o familie fost ortodoxă, actual devenită creștină de aproximativ 6 ani. Aveam 11 ani când am auzit pentru prima oară cuvântul Domnului și de atunci am simțit că Domnul chiar lucrează cu adevărat în viețile oamenilor. Am ales să merg până, să urmez până la această vârstă calea Lui și am credința și tăria că Dumnezeu va fi alături de mine toată viața cât voi vrea să-L urmez. Îi mulțumesc Domnului că m-a ajutat să ajung până aici, că a lucrat foarte mult în viața mea și în viața familiei mele și vreau de acum să îi slujesc toată viața. Amin. Aici sunt părinții tăi, Mirela, sunt ceilalți prieteni de-ai tăi. Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru investiția aceasta și pentru tot ce ați făcut pentru Mirela. Știm că nu a fost ușor pentru tine, a fost greu, ai avut multe împotriviri, dar Dumnezeu este acela care te-a ajutat până aici. Mirela, este Iisus Hristos Domnul și Mântuitorul tău personal? Da. Ai siguranța că toate păcatele tale și că Iisus Hristos ți-a scris numele în Cartea Vieții? Da. Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin.